La nici 2 săptămâni de la începerea școlii, cazurile de COVID-19 au explodat în unitățile de învățământ din județul nostru. Până astăzi, în Mehedinți, 32 de elevi și 10 profesori s-au infectat cu SARS-CoV-2. Situația este îngrijorătoare. Tot mai multe infectări cu COVID-19 sunt semnalate în școlile din Mehedinți. De la începutul noului an școlar și până în prezent, 10 de elevi și profesori au fost confirmați pozitiv. De la începutul anului școlar până în prezent, situația epidemiologică din școli este următoarea. 32 de elevi și copii de grădiniță au fost confirmați cu COVID-19, 10 cadre didactice de asemenea au fost confirmate cu COVID de la începutul școlii până în prezent și 2 persoane, parte din personalul auxiliar. Până în acest moment, nicio unitate de învățământ din județul Mehedinți nu a intrat în scenariul roșu de funcționare. Școala Alice Voinescu din Drobeta-Turnu Severin a fost cel mai dur afectată, întrucât au fost confirmați până acum 4 elevi. De asemenea, următorul pe listă este Liceul Țițeica cu 3 elevi.